rugăciunea a fost înainte și astăzi o să ne vedeți pe rând pe toți cei care vor fi implicați în studiul biblic de anul acesta, venind în față și făcând o recapitulare a ceea ce a fost până aici, undeva la 10 minute, eu acum am propus într-un moment, nu? Cât timp o să zicea Andrei că e alocat pentru spargerea vieții. Și de aici, 10 minute, încerc să fac o survolare a introducerii în Cartea Faptele Apostolilor. Câteva preliminarii. Vă amintiți dacă cartea aceasta a fost numită așa sau altfel, în original, de când am făcut introducerea? Nu știm. Da. E denumirea cu care am rămas în Biblie, dar ea putea să mai aibă și alte denumiri sau chiar sunt autori care au dat alte denumiri, vă mai amintiți? De când am făcut introducerea? Faptele Duhului Sfânt ar putea să fie o denumire. De ce? Pentru că această carte este plină de lucrarea Duhului Sfânt. Altceva? Altă denumire? Faptele Domnului Iisus, pentru că e o continuare a Evangheliei, a treia, Faptele Apostolilor, da? Altă denumire? Faptele unor apostoli sau faptele lui Petru și Pavel, foarte bine zice Andrei. De ce? Pentru că foarte mult apare, cam până pe unde apare ca personaj principal Sfântul Petru și de unde începe să fie personaj principal Sfântul Pavel? Ați reușit să identificați un pic? Deci prima parte a cărții, până prin capitolul 12, îl avem pe Sfântul Petru, nu? Și după aceea îl avem pe Sfântul Pavel până la final ca și personaj principal. Foarte probabil la început, tot așa cu o chestiune de preliminari, Faptele Apostolilor a circulat împreună cu Evanghelia a treia, adică Evanghelia Sfântului Luca, oare din ce cauză? Ce au în comun Evanghelia a treia cu Faptele Apostolilor? Zitare, tine, autorul, două lucruri cel puțin, autorul și tare. Destinatarul. Cine destinatarul? Fapte 1. Vă amintiți? Teofil. Da, destinatar, un alt demnitar roman, foarte probabil, căruia scrie Sfântul Luca, Evanghelia și după aceea continuarea Evangheliei care sunt Faptele Apostolilor. Și mai multe preliminari o să vedeți în materialul pe care o să-l trimitem pe grup. Autorul este Sfântul Luca. Cine a fost el? Cine mă ajută? Tradiția spune că ar fi fost, nu asta știm că a fost doctor, cu siguranță, doctorul prea iubit, așa îl numește Sfântul Pavel. Deci a fost medic de profesie, dar potrivit tradiției, din ce grup ar fi făcut parte? Vă amintiți? Cei 70 de ucenici pe care Iisus i-a trimis la un moment dat la propovăduire, posibil unul dintre ei să fi fost Sfântul Luca. Există și alte teze și ipoteze, nu intrăm în detalii. Clar a fost originar din Antiohia, medic de profesie, a petrecut mult timp în compania Sfântului Pavel, a purtat conversații ample, profunde cu ceilalți din cercul apostolic și, spune cineva, discuțiile acestea au avut drept roadă leacul tămăduitor pentru suflet pe care ni l-a lăsat moștenire medicul Luca în cele două cărți rămase de la el. În câteva zile, potrivit calendarului ortodox, îl prăznuim pe Sfântul Luca pe 18 octombrie. Și în material o să găsiți mărturii interne, externe despre Sfântul Luca, o biografie a lui, nu mai stăm să insistăm acum, autorul. Bun, destinatarii. Primul destinatar, cine a fost, încă o dată? Teofil, care este un înalt demnitar roman, care este un om foarte probabil cu mulți bani sau o situație socială bună, ok? Și, în background, cui a vrut să scrie Sfântul Luca, Faptele Apostolilor? I-a adresat lui Teofil primul, între începutul Evangheliei și începutul Faptelor Apostolilor, ce se întâmplă în viața lui Teofil? Știe cineva? Vă amintiți că am discutat. Foarte probabil se schimbă inima lui, se întâmplă o transformare. Evanghelia adresată unui Teofil mai puțin aproape de Dumnezeu, pe când în Faptele Apostolilor găsim expresia prealesule Teofil. Da?
Și foarte probabil viața lui Teofil, inima lui Teofil s-a schimbat, s-a apropiat de Dumnezeu, a intrat în cercul creștin. Probabil la început era doar un simpatizant, dar în finalul citirii cărții Evangheliei a treia, viața lui s-a schimbat. Deci la început vedem exprimarea preolesule Teofile, exprimare reverențioasă, pe când în faptul apostol începe direct Teofile, în cea din tâi cartea mea. Deci mult mai multă apropiere, ceea ce înseamnă că el s-a apropiat de Dumnezeu și a schimbat viața foarte mult, foarte probabil. Dar prin Teofil, cui a vrut să se adreseze Sfântul Pavel, din moment ce viața lui s-a schimbat și deja era membru foarte probabil a comunității creștine, cui se adresează? Sfântul Luca, scuze. Ce ziceți? Cel puțin încă două cercuri de destinatari mai avem. Biserica din Roma, a timpului de atunci, din care el făcea parte, deci cu siguranță Sfântul Luca scrie și bisericii prin el și oamenii cu bani erau cei care puteau multiplica manuscrisele și le dădeau și altora. Doi, unde mai avea el intrare și influență? Teofil, ca și un aristocrat roman. Roma. Suntem în Roma. Ce ziceți? Între oamenii importanți din Imperiu. Și cu siguranță Sfântul Pavel i-a vizat cumva pe toți. Data și locul scrierii Faptelor Apostolilor, cartea aceasta a fost scrisă, spun cercetătorii, prin anul 63-64 după Hristos, pe la sfârșitul celei din tâi detenții a Sfântului Pavel la Roma. A doua detenție se termină cu decapitarea lui, potrivit tradiției, în anul 67, nu mai prinde asta Sfântul Luca în narațiunea lui și foarte probabil a fost scrisă cartea Faptele Apostolilor chiar de la Roma. Bun. Oare ce a urmărit Sfântul Luca scriind această carte, Faptele Apostolilor, singura cronică inspirată divină Bisericii Creștine Primare, care a fost scopul, dacă vă amintiți? Sau din tot ce am studiat până acum, 14 capitole, ce a urmărit el? Ce a vrut Sfântul Luca? Dacă nu ziceți voi, vă zic eu. Deci foarte clar a fost un scop didactic. În primul rând, comunitatea creștină din Roma, împreună cu Teofil, să cunoască mai bine Evanghelia și ce s-a întâmplat după ce Domnul Iisus a înălțat la cer, învățătura Domnului Iisus și ce s-a întâmplat după. După aceea, cu siguranță, a fost un scop apologetic sau de apărare a creștinismului. Cine avea probleme cu biserica creștină la momentul respectiv? Ce autoritate publică? Imperiul Roman, da? Pentru că se considera că creștinismul este o sectă care aduce o situație nedorită în Imperiu, da? Și Sfântul Luca spune, nu, uite, Sergius Paulus a devenit creștin și el e un dregător roman și nu suntem așa periculoși, cum se spune. Apoi, cu siguranță, a fost un scop misionar, vă spuneam că Teofil avea să ducă mesajul Evangheliei în cercurile înalte pe unde avea acces în Imperiu. Apoi, cu siguranță, a fost un scop în perspectivă, spun unii autori, și anume că această carte să devină un manual. Și de aceea studiem în 2024, da? Faptele Apostolilor, că e un manual de misiune, cum să faci misiune. Și, posibil, două scopuri secundare. Unu, dovada apostolicității Sfântului Pavel, acest contrast între Petru și Pavel, da? Prima parte a cărții, foarte mult despre Petru, a doua parte, foarte mult despre Pavel, semn că ei sunt egali în lucrarea lui Dumnezeu și unii spun că foarte probabil inima Sfântului Luca a fost aproape de Sfântul Pavel și a vrut să demonstreze asta, respectiv respingerea Evangheliei de către evrei. Foarte des întâlnim în Faptele Apostolilor această persecuție a creștinilor dinspre mediul iudaic. Și ultimul punct pe care îl punctez eu, cuprinsul cărții. Spuneți-mi care e versetul cheie, asta dacă nu știți, luați 4. Carnetul repede. Verset cheie. 1 cu 8. Tare. Ci?
voi veți primi o putere când se va pogorî Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori, nu al lui Iehova, ci ai mei, a Domnului Iisus, veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la marginile pământului. Verset care practic structurează toată cartea și avem de la capitolul 1 până la capitolul 28 răspândirea Evangheliei dinspre Ierusalim până la marginile pământului, până în toată lumea. Ei, versetul acesta cheie, deci conține întreaga carte în el și practic pe structura acestui verset merge toată cartea mai departe. Ca și timp, este vorba de o perioadă de 30 de ani din viața bisericii primare, toată cartea aceasta, Faptele Apostolilor, și o să vedeți în materialul pe care o să-l primiți mai multe sugestii de împărțire și aici avem una realizată de Andrei, căruia îi mulțumim foarte frumos cu tot ceea ce am avut schița până aici, până în capitolul 14 și de acum urmează frații ceilalți ca să o prezinte puțin să ne amintim ce am studiat în fiecare capitol până în 14. Asta e prima parte a cărții. Și practic, noi suntem acum și începem de data viitoare, suntem în prima călătorie misionară a Sfântului Apostol Pavel încheiată și începem capitolul 15, suntem la anul 50 după Hristos cu aproximație, cu sinodul de la Ierusalim și va urma a doua călătorie misionară, cum Evanghelia cucerește lumea, temă centrală. Mulțumesc! Și închei cu o provocare. Pentru că Sfântul Luca a fost îndrăgostit de Sfântul Pavel și l-a urmat îndeaproape, ca o încheiere la introducerea mea, am o carte la mine pe care o dau cuiva de aici să o citească și să-mi spună ce o înțeles la sfârșit. Sfântul Pavel, Apostolul Iisus Mesia, o biografie, vă dau împrumut. Deci dacă cineva vrea să o citească, îmi spuneți. Primul care vine sau prima o are și o citește în următoarele luni și poate ne și spuneți câteva gânduri de aici. Slăviți să fie Domnul! Slăviți să fie Domnul! Mulțumesc! O să continui de unde a rămas Mihai și el a spus de cartea respectivă, chiar acum o citesc. Am citit, cred, mai bine de jumătate de ea și din ea și e o carte care mie îmi place foarte mult și mă aștept să înțeleg inclusiv Fapte Apostolilor din perspectiva Apostolului Pavel și a misiunii pe care el a făcut-o. Înainte să mergem mai departe, aș vrea puțin să ne oprim la această schemă. Nu știu dacă se vede foarte bine, oricum o să o punem și pe grup, să o explic puțin. Este un rezumat al celor 14 capitole pe care le-am studiat. Acolo în colț sus apare autorul Luca și, așa cum a spus și Mihai, toată cartea Faptelor Apostolilor pornește de la acest verset cheie din Fapte 1 cu 8, ci voi veți primi o putere când se va coborî Duhul Sfânt și veți fi martori în Ierusalim, în Iudeea, în Samaria și până la margine pământului. Două cuvinte cheie, o putere de la Duhul Sfânt și martori, chemarea aceasta pe care Hristos o face apostolilor și apoi inclusiv și nouă. Am împărțit, se vede și pe niște secțiuni, în fiecare capitol, oarecum am dat și un titlu tuturor paragrafelor, n-o să le citesc pe toate, pentru că o să trecem prin ele în ceea ce urmează și m-am gândit că firul cărții ar fi aceasta, adică dacă ne uităm în Cartea Faptelor Apostolilor, vedem că se tot repetă trei idei importante. Puterea Duhului Sfânt, manifestată prin semne și minuni, și o vedem în mai multe locuri, apoi propovăduirea cuvântului și ca urmare a propovăduirii cuvântului, biserica crește la expansiunea bisericii și apoi ne vom întâlni cu prigoană și împotriviri, da? Sunt adversari ai cuvântului, sunt adversari ai apostolului, sunt în cele din urmă adversari lui Hristos și biserica suferă și atunci și astăzi. Și am pus să și o perioadă, primele 7 capitole sunt între aproximativ anii 33 după Hristos până în 35, deci în 2 ani, apoi următoarea perioadă în care Evanghelia este vestită în Iudeea și Samaria 14 ani și apoi din capitolul 13, de unde începe prima călătorie misionară a Apostolului Pavel până la finalul poveștii cărții Fapte Apostolilor, trec mai mulți ani. Și aș vrea acum să
mergem puțin prin cuprinsul acestei cărți și să povestim oarecum faptele apostolilor, așa, ca o poveste, ca să o reținem. Și apoi, din la studiile următoare, să putem să continuăm. Și Faptele Apostolilor începe cu capitolul 1, un capitol în care Domnul Iisus Hristos apare între ucenici și între apostoli. În ultimele zile a Domnului Iisus Hristos pe acest pământ și îi adună pe ucenici, au discuție și în această discuție lasă acest mesaj, acest mandat pe care l-am citit inițial din Fapte 1 cu 8, despre puterea pe care o vor primi și despre mandatul acesta de a fi martori până la marginile pământului. Și după aceea Domnul Iisus Hristos se înalță din mijlocul lor și în capitolul 1 este zugrăvită această imagine în care apostolii se uită spre cer oarecum cu niște priviri pierdute, am putea să spunem, Hristos, cel care a stat între ei, cel care a făcut așa de multe pentru ei, acum se înalță. Însă doi îngeri apar lângă ei și încurajează și le spune, să știți că în modul acesta în care Hristos s-a înălțat la ceruri, va și reveni. Și începând din acest moment, îi vedem pe apostol cum trăiesc în această așteptare, așteptarea al Domnului Iisus Hristos, care va reveni. O așteptare activă. O așteptare activă pentru că au acum oarecum două misiuni. Prima misiune este să rămână împreună, adunați la un loc, până când Duhul Sfânt se va coborî peste ei și promisiunea lui Dumnezeu, făgăduința lui, se va împlini și apoi mandatul de a fi martori în toată lumea. Și m-am gândit că aceasta este cartea apostolilor despre modul în care apostolii și apoi toți ucenicii, ceilalți ucenici ai Domnului, până la noi astăzi, trăim și au trăit în așteptarea revenirii Domnului Iisus Hristos. O așteptare, așa cum am zis, activă. O așteptare prin Duhul Sfânt care ne sfințește, care ne dă roade, așa cum ne-a dat putere și semne. Cuvântul care trebuie să fie propovăduit și vor fi și împotriviri și sunt. Și este și o suferință a bisericii. Mai departe îi întâlnim pe apostoli, tot în capitolul 1, în a doua parte, adunați împreună și discutând. Și subiectul este foarte interesant pentru că ei discută despre Iuda. Sunt acum 120 împreună de ucenici și își amintesc despre Iuda și este un verset cheie care spune în versetul 20 și slujba lui să ia altul. Iuda, cel care a primit și el o slujbă printre apostoli, dar care l-a trădat pe Domnul Iisus Hristos și și-a ratat oarecum chema aceasta de a fi un apostol al lui Iisus Hristos și vedem cum ei discută între ei și în cele din urmă trag la sorți și Matia este ales în locul lui Iuda. Și m-am gândit la acest lucru că fiecare dintre noi, după ce am fost chemați la Domnul Iisus Hristos, am primit o chemare. Însă, așa cum avem acest exemplu al lui Iuda, și noi cred că putem să ne ratăm chemarea. Și noi putem, dacă nu veghem, să ne depărtăm de Evanghelie, să ne depărtăm de frați, să ne depărtăm în cele din urmă de Duhul Sfânt și de Hristos. Și Dumnezeu poate ca în locul nostru, dacă noi nu ne facem slujba, să pună pe altul. Și ce păcat ar fi ca chemarea pe care Dumnezeu ne-a făcut-o, pentru care ne-a creat, noi să nu ne-o îndeplinim și să ne-o ratăm. Apoi, mai departe, în capitolul 2, îi revedem pe apostoli tot împreună, așteptând. Și această așteptare, până la urmă, se încheie într-un mod extraordinar. Era sărbătoarea cincizecimii în Ierusalim și foarte mulți iudei, da, din diaspora, din tot Ierusalimul, sau Iudea, Samaria, cum era atunci, s-au adunat la Ierusalim pentru această sărbătoare. Ucenicii erau și ei împreună, adunați, și la un moment dat, locul respectiv în care erau, se cutremură și Duhul Sfânt se coboară asupra lor sub forma unor limbi de foc. Și încep să vorbească limbi și e un zgomot puternic și mulțimea, cei care au adunați în Ierusalim, vin să vadă ce s-a întâmplat. Și foarte interesant că toți sunt mirați și spune ei, pentru că îi auzim vorbind în limbile noastre. Însă, ca de fiecare dată, sunt unii care râd, care își bată joc de lucrarea lui Dumnezeu și spun că apostolii sunt de fapt beți și ceea ce se întâmplă e ca urmare a beției. Și atunci, plin de curaj, apostolul Petru se ridică în fața mulțimii și are o predică.
O predică foarte interesantă în care începe și argumentează cu scripturile, în special citând din psalmii lui David, și ceea ce vrea el să spună e că Iisus Hristos, cel care a fost răstignit, a fost înviat de Dumnezeu și este Domn și Mesia. Mesia cel așteptat, Mesia cel făgăduit. Însă ceea ce este extraordinar de interesant, m-am gândit, este modul în care Apostolul Petru își încheie această predică și le spune că voi cei care sunteți adunați aici, voi cei care ascultați, voi sunteți cei care l-ați omorât, l-ați ucis pe Iisus Hristos, pe care Dumnezeu l-a făcut Domn. Și foarte interesant, pentru că ne-am fi așteptat ca la un astfel de mesaj, poate mulțimea să răspundă cu violență, sau măcar să fie iritată. Cum? Petru, un om simplu, să vină să acuze că ei l-au răstignit pe Dumnezeu, pe Mesia? Și mă gândesc că uneori poate și noi avem acest sentiment, când poate dorim să spunem Evanghelia cuiva și, sigur, poate într-un mod mai cald, mai prietenos, însă nu poate avem o tragere dacă de inimă, dacă cumva, nu știu, să fiu înțeles greșit, dacă în loc de apreciere sau aprobare sau o ușă deschisă, o să primesc, o să mă aștept la violență sau la un răspuns negativ. Și atunci când Duhul Sfânt lucrează, El mișcă oamenii și inimile oamenilor într-un mod nemai așteptat. Și ceea ce se întâmplă este că mulțimea își pune o întrebare și o întrebare aceasta o adresează apostolul și spune: fraților, am ascultat această predică, acum ce să facem? Ce să facem ca urmare a ei? Spuneți-ne! Și o întrebare așa de bună. Mă gândesc că atunci când trecem prin situații în viața noastră în care nu știm încotro să mai luăm și ne pierdem poate busola, întrebare bună să spunem: Doamne, ce să facem? Doamne, ce să fac? Și răspunsul pe care îl primesc este acesta: pocăiți-vă! Pocăiți-vă și fiecare să fie botezat în numele lui Iisus Hristos și apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Și ca urmare acestui mesaj, 3.000 de suflete se întorc la credință și așa începe biserica. Și în finalul capitolului 2 din Fapte, ne întâlnim cu primii creștini și vedem cum trăiau aceștia. Spune că ei stăreau în cuvântul Domnului, în legătura frățească, în frângerea pâinii și în rugăciuni, împărțeau între ei bunurile, se ajutau între ei, era un model de oameni cinstiți și serioși pentru ceilalți locuitori din Ierusalim, un exemplu, și prin asta Dumnezeu era lăudat prin tot ceea ce făceau. Și ca urmare, biserica creștea pe zi ce trece numeric. Și bunul Dumnezeu să ne ajute și pe noi, m-am gândit. Și când am studiat acest capitol, sigur, l-am luat pe rând și am discutat mai în ansamblu, însă să fim din de aceea care stăurim în cuvântul Domnului, să căutăm studiu biblic, să căutăm adunarea, să căutăm toate momentele în care putem să ne apropiem de Dumnezeu și să înțelegem mai bine voia sa, apoi să stăruim în legătura frățească, asta înseamnă să căutăm să fim alături de frați, să căutăm adunările, să căutăm întâlnire care se fac în timpul săptămânii sau la alte evenimente, frângerea pâinii, să ne împărtășim cât mai des putem și să ne spovedim, să ne ajutăm între noi, să ajutăm și pe alții, și dacă vom face lucrul acesta, Hristos va fi onorat și alții s-ar putea ca să vină la credință și să-L urmeze. Aceasta a fost începutul Bisericii Creștine și mai... În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin, slăvit să fie Domnul. Vom continua cu următoarele 3 capitole. Pe scurt, aș vrea să ne uităm un pic la capitolul 3, în care avem două scene. Scena vindecării ologului de la Poarta Frumoasă și avem cuvântarea lui Petru către norod. În prima scenă, atunci când merge Petru și Ioan la templu, la ora rugăciunii, da, era acolo un olog, pentru că, vedeți, totul în lumea asta e pe motivație, cumva să se sincronizeze, da, când e ora de rugăciune, când merg iudeii la templu, atunci să fie pus să ceară de milă. Acum,
Sigur, cere de milă, Petru și Ioan se uită la el și știți celebra expresie, aur și argint nu am, dar ce am îți dau, în numele lui Iisus, ridică-te. Și sigur, omul este vindecat, în templu este rugăciune, dar omul îl sărea și îl slăvea pe Dumnezeu, se ținea după Petru și după Ioan și Petru are acea cuvântare către norod. Nu știu, trei lucruri simple, poate, cu care am putea rămâne, da, din această scenă a vindecării ologului la Poarta Frumoasă. Vedeți, oamenii se așteaptă la o rutină a vieții. Da? Omul se aștepta să primească ceva. Da? Ca și în fiecare zi, ca și la anumite ore de rugăciune, se aștepta să primească ceva. Însă Petru și Ioan îi oferă ceva cu totul deosebit, revigorant, îi schimbă viața. Cumva la asta suntem chemați și noi. Acum, ca să dau un exemplu la ce m-a întrebat Dani aici, cum putem fi practici, așa o idee scurtă, mi-o vin stând pe scaun în minte, se mai prinde și pe la noi prin birou colegi de la alte departamente. Acum două zile a fost un coleg de la departamentul juridic și așa, el e un pic așa mai plin de viață și a început să facă glume pe seama căsniciei, pe seama divorțului și sigur, colegii se întrețineau cu el, oarecum rutina vieții, adică le așa ca și niște lucruri de apucat și mi-am permis să spun și eu, zic nu, căsnicia e pentru viață, așa a făcut-o Dumnezeu și cumva, și atunci, știi, cumva să duci o schimbare, am simțit că aș fi putut și eu să aduc o schimbare, sau... Astăzi, iar vorbeau colegi despre copii, cât e de greu copii, că nu știu ce, și am două colege care nu sunt căsătorite și am zis, mă, să nu fie speriate, să nu cumva să își dorească să nu se mai căsătorească, să nu mai aibă copii. Am zis că, să știți că nu e chiar așa, adică sunt multe binecuvântări într-o relație de familie. Când ai copii, într-adevăr, roadele vin poate cu un pic mai târziu, investești timp și muncă, e o perioadă a vieții. Da, cumva să suntem gândiți să ducem o schimbare în lume. Nu să oferim neapărat ce așteaptă toată lumea, că lumea asta parcă merge așa din inerție și nu aduce lucruri bune. Inerția nu aduce niciodată lucruri bune. Dar suntem chemați, uitați cum au procedat și oamenii ăștia doi. În al doilea rând, vreau să vă spun că în lucrurile simple stă binecuvântarea lui Dumnezeu. Vedeți, astăzi noi suntem înconjurați de tehnologie, de... Și mi-aduc aminte, cred că Mihai zicea pilda aceasta când Francis de Assisi a fost chemat de papa pentru că da, îi mergea vestea și zice Francisco, astăzi zice, nu se mai fac așa lucruri cum le faci tu, uite-te în jurul tău avem aur, avem argint și Francis spune, așa-i părinte, dar nu mai avem putere să spunem în numele lui Iisus, ridică-te și umblă. Și noi avem astăzi multă tehnologie, dar multă informație, însă lucrurile de bază rămân, să știți. Cuvântul lui Dumnezeu, rugăciunile la care mergeau oamenii ăștia, asta ne dă putere să schimbăm lumea în care trăim. Și un sfat care am mai vrut să vă dau aici, să lucrăm tot timpul în echipă, să ținem aproape unii de alții. Vedeți, Petru și Ioan se sprijineau și gândeau la fel. Lucrurile merg mai departe și în aceeași seară, da, pentru că omul se ținea de Petru și de Ioan, sălta, și oricum lumea era mirată, da? Și Petru atunci se oprește și le spune, zice, de ce vă mirați? Da? De ce vă mirați? A fost aici Mântuitorul în mijlocul nostru? Zice, de ce vă mirați? De ce puneți accentul pe noi? Zice, nu noi facem lucrul acesta, ci în numele lui Iisus a fost omul acesta vindecat. Și vedeți, nu ne asumăm niciodată un merit al nostru lucrării Dumnezeu. Da? Cred că Mihai avea asta, refocalizare, da? Refocalizare. Mutăm atenția dinspre noi, înspre Dumnezeu. Vreau să vă spun că Petru vorbește foarte deschis oamenilor despre păcatul din viața, da? Trebuie să-i confrunți pe oameni cu păcatul din viața lor, zice, acest Iisus pe care voi l-ați ucis, da? Și nu numai așa că le propovăduiește, dar uitați-vă în versetul 17, zice, și acum, fraților, știu că din neștiință ați făcut asta, ca și mai mari voștri, da? Și acum trece la partea aplicativă, ce să faceți, da? Îi provoacă pe oameni la schimbare, da? Trebuie să schimbați ceva în viața voastră. Și cumva păcatul ăsta exterior, poate că n-ați fost conștienți, da? Trebuie interiorizat, trebuie să vă străpungă inima, așa cum a fost cuvântarea lui Petru de care vorbea Andrei, zice, au fost străpunși în inimă. Da? Păcatul nu trebuie numai la nivel mental, bun, îl conștientize, tot mă spovedesc, tot iar îl fac, trebuie să străpungă inima. Da? Și Petru le spune, această schimbare a vieții, da? Iertarea,
aduce eliberare de povara păcatului, da? Întoarcerea aceasta la Dumnezeu. Într-un mod în care nu se poate relaza cu nimic altceva. Citeam zile trecute din istoria unei jertfe și era acolo, părintele dădea exemplul Sfintei Tereza, era menționat acolo, și oameni care trimiteau articole la ziar și spuneau: donez 200 de lei în numele Sfintei Tereza pentru că m-a ajutat nu știu ce problemă, alt 100 de lei și îmi rezerv dacă mă ajută să mai dau. Și părintele scria, zice: unde e Iisus cel răstignit în toată chestia asta? Zice, ne tot rugăm, tot mergem la moaște, da? Ne bazăm pe rugăciuni rostite de alții pentru noi. Dar zice, nimic nu schimbă viața omului cum o face jertfa Mântuitorului. Și după aceea închide Sfântul Petru, încheie acest capitol și îl zice, chiar Moise, zice, îl menționează pe Domnul Iisus, îl vestește. Și cumva, vedeți, suntem chemați să facem poduri, da? De atunci până în zilele noastre. Cu alte cuvinte, tot ce a făcut Moise în plan fizic, a făcut Domnul Iisus Hristos în plan spiritual. A venit să vă ducă într-o țară promisă, da? A venit să vă ducă eliberarea, odihna. Asta este adevărat odihna. Și zice, voi trăiți acele vremuri. Acele vremuri despre care s-a vorbit, zice, voi sunteți în ele. Adică să fim relevanți pentru lumea în care trăim. Acesta a fost capitolul 3. Se continuă în capitolul 4 cu arestarea celor, da? Pentru că s-a făcut multă vâlvă în templu. Preoții, Saducheii, capitanul vin și arestează pe cei doi, îi pun în temniță până a doua zi, da? Urmează cuvântul de apărare lui Petru în fața preoților, eliberarea acestora, celor doi apostoli, și după aceea merg la ei lor și fac o rugăciune, da? Pentru îndrăzneală în propovăduire. La ce trebuie să te aștepți, da? Așa era titlul studiului, după ce ai îndrumat pe oameni înspre Dumnezeu. Și mi-a plăcut, iar părintele spune foarte frumos, întotdeauna noi ca și creștini care îl avem pe Domnul Iisus Hristos și care propovăduim credința în numele Lui și în jertfa Lui, vedeți, întotdeauna vom afecta formele astea goale, formele goale, da? Oameni comozi. Și părintele spune, diavolul întotdeauna va dormi liniștit lângă un om care are reguli, care are canoane, da? Dar care nu-L are pe Iisus cel răstignit. Și cumva așa erau preoții din vremea aceea, da? Mult legalism, mult formalism, dar sunt niște forme goale și oamenii ăștia au deranjat. Însă, vedeți ce frumos, e foarte frumos, zice, prin prigoană, da? A dat ocazia acestor oameni să-L vestească pe Domnul Iisus și preoților. Uitați-vă și la exemplu Sfântului Apostol Pavel de mai târziu, da? Când e arestat și dus în fața lui Agripa, lui Festus, da? Prin prigoană, atunci când suntem făcuți de rușine, când suferim, avem ocazia să propovăduim și alte clase de oameni. Așa, însă tot în mijlocul acestei persecuții vreau să vă spun că Dumnezeu ne dă bucurii, da? Chiar când suntem persecutați. Vedeți, și oamenii zice că încă 2000 s-au adăugat la numărul credincioșilor. O să merg un pic mai departe pentru că văd aici cronometru, că timpul trece. Așa, și vreau să închei acest capitol. Vedeți că întotdeauna în lucrarea aceasta a vestirii Evangheliei, a trăirii împreună cu Dumnezeu, întotdeauna va exista și bine să existe o latură socială, da? Și o latură spirituală. Da? Pe lângă faptul că, da, îl vestim pe Domnul Iisus, dar avem grijă de frații noștri, surorile noastre, și zice că, așa se încheie capitolul, își vindeau ogoarele, da, și aveau grijă unii de alții. Aveau grijă unii de alții. Și vreau să atâta doar să vă mai spun ce m-a impresionat pe mine, că de obicei când ești prigonit și așa ești prins, și după aceea li se dă drumul și oarecum ești, ai așa tendința asta să-ți lingi rănile. Dar mi-a plăcut așa de mult atitudinea oamenilor acestora, merg la ei lor și fac o rugăciune. Și pentru ce se roagă? Doamne, dă-ne putere să vestim cu mai multă îndrăzneală. Da? Nu mulțumim că am scăpat cu, nu știu, teferi. Dă-ne putere să vestim cu mai multă îndrăzneală. Și zice, și mi-a plăcut așa de mult, s-a cutremurat locul. Atunci când te dedici lui Dumnezeu, când ești trup și suflet, când nu-ți mai pasă de tine, Dumnezeu coboară într-un mod special în mijlocul nostru, da, ca să ne întărească. În capitolul 5, îi avem pe Anania și Safira. Aici voi trece repede. Am 10 minute trecute.
Anania și Safira, vedeți, au vrut să preia și ei modelul, au văzut că și alții își vând ogoarele și așa, și oarecum, vedeți, știți care a fost pericolul la care s-au expus foarte mult? Au vrut să-și facă doar un renume, da? Mi-am notat aici, nu imita pe alții la exterior și nu dori să faci ce fac alții doar pentru a te face remarcat. Da? Pentru că sunt doar gesturi religioase, alimentate de mândrie, n-au nicio esență. Duplicitatea, fățărnicia, dorința de a impresiona vor fi judecate și condamnate întotdeauna de Dumnezeu. Ok, asta s-a întâmplat cu Anania și cu Safira, cum să vă spun, o vervă s-a născut, o frică sfântă, o trezire spirituală. Oamenii aveau așa o teamă reverențioasă, evlavioasă și își doreau să umble în sfințenie pentru tot ce se întâmplă și pentru tot ce vedeau oamenii ăștia. Da? Și au avut un foarte, foarte mare impact. Și acum, și închei, dar la ce să te aștepți când Dumnezeu impactează în asemenea măsură lumea prin tine? Da? Suntem predispuși la invidie, da? În același timp suntem chemați să nu invidiem și să nu ne comparăm cu alții. Invidia se poate transforma în persecuție, da, de la gânduri urmează vorbe și fapte, însă în toate astea suntem ocrotiți, așa cum au fost cei doi, pentru că așa cum au fost apostolii, pentru că sunt arestați din nou, da? Sunt arestați din nou. Și atâta nu mai vreau să vă spun, vedeți, e febra asta, îi arestează, îi bagă în temniță, vin dimineața, nu-i mai găsesc, Dumnezeu îi scapă. Și ei ce fac? Un singur lucru, da? Se îngrijesc cum să crească împărăția lui Dumnezeu pe pământul ăsta. Singura lucru este să slujească. Și în toți ceilalți așa un stres în lumea asta. Dar parcă, nu am simțit niciodată, în slujitorii lui Dumnezeu așa parcă au o grijă specială, are o grijă specială Dumnezeu de ei. Și se încheie și capitolul 5, zice că în fiecare zi trăiau în sfințenie și în fiecare zi în templu și acasă nu încetau să învețe pe oameni și să vestesc Evanghelia lui Iisus Hristos. Vedeți, asta am vrut să vă spun, că suntem chemați să avem grijă de sfințenia noastră în fiecare zi. Bun, suntem astăzi la studiu, suntem duminica la adunare, însă trebuie să avem și noi așa o frică sfântă și când suntem la locul de muncă și când suntem la facultate. Tot timpul să vedem cum putem să ducem mai departe această veste bună și să avem grijă de oameni. Slăviți să fie Domnul! În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. A fost rânduit de Dumnezeu ca să prezint rezumatul la două capitole, capitolele 6 și 7. Au fost 5 întâlniri în anul trecut. Practic sunt 4 tablouri pe care vreau să vi le reamintesc. Primul tablou este alegerea celor 7 diaconi. Este un episod luminos din istoria bisericii. Știm că toți cei 7 diaconi vor deveni sfinți și vor avea o mărturie frumoasă în biserică, însă, și asta e primul tablou de la capitolul 6, versetul 1 până la 6, practic, alegerea acestor diaconi vine dintr-o tensiune. Și o să vă amintesc un pic, versetul 1 spune că evreii care vorbeau grecește cârteau împotriva ceilalți evrei. Și a fost o tensiune în biserică, una din primele tensiuni. Și ce interesant este că ucenicii acționează, iau niște măsuri și la sfârșit toată adunarea este mulțumită. Știți ilustrația, dar ceea ce vreau să... Ce vreau să ne uităm așa un pic, pentru că aș vrea să fiu un pic aplicativ, dacă tot am spus că vrem să fim aplicativi, problema era că evreii care vorbeau grecește cârteau, dar sursa problemei, cauza care genera această problemă, era faptul că văduvele lor erau trecute cu vederea față de celelalte văduve la împărțirea ajutoarelor. Și atunci soluționarea problemelor care a fost? Prima dată ucenicii ce au făcut? Au confruntat, au prezentat comunității problema respectivă, au luat o decizie împreună. Ba din contră au spus, alegeți dintre voi, ei fiind toți evrei, și au spus, alegeți dintre voi, dintre evreii care vorbeau grecește, și vedem că au ales un prozelit, au ales oameni care vorbeau grecește, și la sfârșit adunarea a fost mulțumită de decizia luată, ucenicii s-au rugat peste și au pus mâinile peste cei 7 diaconi, și ce-i foarte interesant, în versetul 7, care aparține de următorul tablou, dar cred că face trecerea, spune că cuvântul lui Dumnezeu se răspândea tot mai mult și numărul ucenicilor se mulțea mult în Ierusalim. Ce învățăm? Cum tratăm tensiunile într-o adunare a credincioșilor?
Și aici vreau să vă las cu aceste câteva gânduri. Apleacă-te asupra cauzei care poate genera tensiunea, nu exclude, nu ataca pe cei care ridică o problemă, adresează, recunoaște problema, propune soluție care să fie susținută de întreaga adunare, întreaga comunitate a susținut ce au propus ucenicii și la sfârșit acționează. Și asta este primul tablou. O să merg un pic mai departe. Ce vreau să mai spun, mergând la următorul paragraf, am doar două slide-uri și o să vorbesc un pic mai mult. Sunt 70 ceva de versete, 75. De fapt, nu evreii care vorbeau grecești erau problema, ci faptul că atunci când Dumnezeu face o lucrare, ceea ce v-am spus și la studiu de la momentul respectiv, este că cel rău va lupta împotrivă. Și de fapt și tensiunea asta a fost creată tot de cel rău, care a încercat să semene o breșă în comunitate și n-a reușit. Și al doilea atac care se desfășoară de către cel rău împotriva trupului lui Hristos, care este biserica, a fost un conflict exterior. Și vedem că în capitolul 6, începând cu versetul 7, spune așa, că unii din sinagoga izbăviților au început o ceartă de vorbe cu Ștefan. E foarte interesant textul acesta, pentru că are două teme. Una este conflictul dintre cei din sinagoga izbăviților cu arhidiaconul Ștefan și are o temă secundară, însuși portretul arhidiaconului Ștefan. E foarte interesant. Când ucenicii spun să alegem 7 diaconi care să slujească la ce? La mese. Practic, ei anunță slujirea, care era o slujire nu de vestire a Evangheliei, dar ce e foarte interesant este că deși Ștefan este chemat să fie un slujitor la mese, el devine ce? Un vestitor, un mărturisitor, primul martir al bisericii. Și foarte interesant, vreau să trec direct la aplicație și vreau să vă las cu ideea asta. Indiferent de slujire, omul este chemat de Dumnezeu să fie plin de prezența Lui. Asta se spune despre Ștefan, e plin de har și adevăr. Astfel încât mărturia lui să aibă impact. Și în verset spunea, făcea ce? Semne și minuni. Mari norod. Portretul slujitorului, indiferent de chemare, chiar dacă ești chemat să slujești la mese, mărturia ta să fie plină de har și adevăr. Și astfel va dăinui. Asta e portretul, tema secundară. Dar tema principală este conflictul acesta. Și vedem că cei care încercau să lupte contra Evangheliei, practic ce au făcut? Au avut un context, au folosit o strategie, practic au început să-L acuze de faptul că L-au auzit despre, vorbind că Domnul Iisus Hristos va dărâma templu, aceeași poveste cu care au atacat și pe Domnul Iisus. Au folosit anumite autorități, au întărtat norodul pe bătrâni și pe cărturari, și au pus mâna pe el și după aceea l-au dus la judecat. Au fost destul de violenți. Și aici o aplicație sau un gând cu care vreau să vă las este că atunci când faci lucrarea lui Dumnezeu, plin de har și de adevăr, mai devreme sau mai târziu vei fi atacat. Însă este important să-ți menții mărturia, să stai aproape de Dumnezeu. Și vom vedea în capitolul următor că asta face arhidiaconul Ștefan. Și, practic, capitolul 7 este un capitol amplu, are 60 de versete. În prima partea covârșitoare este partea în care este mărturia Sfântului Arhidiacon Ștefan, iar la sfârșit se încheie cu martirajul lui. Mărturia Sfântului Arhidiacon Ștefan este în fața Sinedriului și, dacă vreți, este primul discurs de apologetică creștină. Mesajul lui este foarte percutant, este foarte clar și spune în felul următor: toți prorocii și patriarhii arată în umblarea lor cu Dumnezeu către altul, nu către sieși. Și acest altul este Mesia, cel care urma să vină, și după aceea Ștefan argumentează mai departe și spune: acest altul este Iisus Hristos. Și el folosește câteva arhetipuri, câteva personalități de seamă a tot ce înseamnă iudaism, și anume se referă la Avram, la Iosif, la Moise, la Iosua, la David și la Solomon. Exact, personalitățile cele mai importante în tot ce însemna cultura și sistemul religios iudaic. Și e foarte interesant că îl prezintă pe Avram, care era omul legământului, nu? Și spune, da, este omul legământ, dar legământul este mai mare decât Avram. Pentru că din țara aceea Dumnezeu nu i-a dat nimic în stăpânire, nici măcar o palmă deloc, fac citire la versetul 5, ci a făgăduit că i-o va da în stăpânire lui și seminției lui după el, măcar că n-avea copil. Și spune, vedeți,
Făgăduința lui Dumnezeu nu a fost pentru Avram, ci a fost pentru altcineva după el. După aia vorbește despre Iosif și așa mai departe. Versetele cheie sunt două. Versetul 37, în care vorbește despre acest Moise, care a zis fiilor lui Dumnezeu, Domnul Dumnezeul vostru vă va ridica unul dintre frații voștri, un proroc ca mine, de el să ascultați, Moise care crease tot sistemul iudaic, trimite către altul, către Mesia, pe către cel care va veni, și e interesant, la final, când spune arhidiaconul Ștefan, văd cerurile deschise și pe cine? Fiul omului. Iisus Hristos se identificase cu Fiul omului. Și spune, văd cerurile deschise și pe Iisus Hristos, pe Fiul omului, stând în picioarele dreapta lui Dumnezeu. Asta este modul în care își argumentează arhidiaconul Ștefan mărturia lui de credință și este primul discurs în sensul acesta. Oamenii reacționează foarte dur, îl condamnă la lapidare. Asta înseamnă omorâre cu pietre. Și așa este sfârșitul lui Ștefan și întrebarea care se pune, sfârșitul lui Ștefan a fost o înfrângere sau o biruință? Pentru că dacă te uiți foarte de aproape, pare o înfrângere. Omul a venit cu un argument și oamenii au fost total împotrivitori lui, numai că au fost împotrivitori și au reacționat violent și l-au omorât. Însă în moartea lui Ștefan, diavolul a văzut o lovitură puternică contra mărturisirii lui Hristos. Dumnezeu însă a văzut sămânța mărturiei lui Ștefan care va rodi la momentul potrivit în inima lui Saul din Tars. Aplicație, ca urmașa lui Hristos, nu vei fi izbăvit obligatoriu din încercări. Dar dacă mărturia ta este curată, 1. Va aduce roadă, Saul din Tars și ceilalți, 2. Va dăinui. Primul martir este Sfântul Arhidiacon Ștefan și este sărbătorit în întreaga biserică, nu numai în biserică ortodoxă. Și 3. Tu vei vedea cerurile deschise și pe Fiul omului stând în picioare la dreapta lui Dumnezeu. Mai am 40 de secunde. Rolul textului în cartea Faptele Apostolilor este că acest text și altele ca el pregătește de fapt biserica primară de perioadele îndelungi de prigoană. Este, dacă vreți, un manual despre cum să înțelegem și cum să acționăm în prigoniri. Amin. Slăviți să fie Domnul, slavă Tatălui, Fiul și Duhului Sfânt. Ce minunat că avem astfel de cântări, astfel de momente, care parcă au fost inspirate din Cartea Faptele Apostolilor, parcă sunt exact aplicația de care avem nevoie și e clar că au fost scrise sub călăuzirea Duhului Sfânt. Vă mărturisesc că atunci când am ales capitolele din care să fac recapitularea, le-am luat la întâmplare. Și pe urmă că am uitat peste ele, am văzut că două din paragrafele respective le-am ținut care eu studiu, deși a fost distanța de vacanță de Crăciun între ele, așa s-a întâmplat. Și la Cristi văd că a fost la fel, dar important este că suntem din nou aici. Și așa cum am spus la început, suntem dornici și plini de entuziasm să studiem Cuvântul lui Dumnezeu, să ne aprofundăm în puterea Lui, în viața Lui și să aplicăm apoi în trăirea noastră și în slujirea altora. Din capitolul 8, începe a doua parte din Marea Trimitere. Mai întâi a fost în Ierusalim, până aici, primii 2 ani, așa cum spunea Andrei în recapitulare, și de aici începe în toată Iudeea, în Samaria, și pe urmă să vedem până la marginile pământului. Primul paragraf este de la 1 la 13 și aș vrea să rememorăm și să enunț din nou ideile paragrafelor. Persecuția bisericii, metoda prin care Dumnezeu ne trimite în misiune. Au trecut 2 ani de zile. Biserica era în Ierusalim. A fost și atacuri din interior, din exterior, am văzut, au fost și perioade frumoase, perioade de prigonire, pentru că așa este pe calea lui Dumnezeu. Și parcă a uitat de Marea Trimitere.
Eu așa am înțeles atunci și cred că poate și voi ați înțeles așa. Sunt momente în care Dumnezeu ne ajută, în ghilimele, ca să facem un pas mai în față. Și ajutorul acesta nu înseamnă neapărat că ne pregătește un drum neted și frumos, ci vine cu un neajuns în viața noastră. Vine cu o prigoană în viața noastră și întotdeauna, în vremurile de prigoană, biserica a fost mai puternică decât în vremurile de liniște și de pace. Și acesta este primul gând pe care aș vrea să-l înțelegem. De aceea, uneori, să nu fim supărați că lucrurile nu ne merg exact cum am vrea noi. Atunci, aș vrea să știți că în momentul acela ești în cărți, ești în planul lui Dumnezeu. Când nu-ți merg lucrurile perfect așa cum ai vrea să-ți meargă sau cum le merg la cei din lume, din punctul nostru de vedere, din exterior, când te uiți de multe ori la niște oameni, spui ce extraordinar merge la omul ăsta. Dacă nu-ți merg lucrurile cum ai vrea să-ți meargă, înseamnă că Dumnezeu are ceva de lucru cu tine și un plan cu tine. Adeseori e rău că-ți merge bine și rare ori nu-i bine că-ți e rău, spunea fratele Traian Dorz. Prigonirea, prigoana sau neajunsurile din viața noastră sunt un pas în față. Mă duc mai departe în capitolul 8, de la versetul 14. Continuarea răspândirii Evangheliei în Samaria, noi provocări pe cale. Filip, evanghelistul Filip, nu dintre apostoli, tot dintre diaconi, da, dacă nu greșesc, vedeți, de aceea ce spunea fratele Cristi foarte adevărat, orice slujire te cheamă Dumnezeu, trebuie să fii gata să dai socoteală de nădejde dacă este în tine și să-L arăți pe Hristos. Evanghelistul Filip se duce și provăzește în Samaria și are niște rezultate extraordinare. Se întorc oamenii, face botez și ai spune că este totul perfect acolo. Și totuși e nevoie ca să vină de la Ierusalim apostolii, Petru și Ioan, să-și pună mâinile ca să coboare Duhul Sfânt. Și asta ne aducem aminte de atunci că însemna că și Dumnezeu vrea să mențină unitatea bisericii. Nu să devină biserica din Samaria, nu, era biserica lui Hristos. Lucra în Ierusalim, în Samaria, lucra printr-un om, lucra prin altul, dar trebuia să rămână în unitate și să rămână sub autoritatea apostolilor și în continuare e nevoie ca să rămânem sub autoritatea adunării, lucrării lui Dumnezeu, bisericii lui Dumnezeu. Nu putem lucra de unii singuri și să spunem noi suntem totul și suntem suficienți. Nu, avem nevoie ca să vină frații mai bătrâni, să-și pună cumva mâna peste noi și de aceea acesta este lucrul pe care l-am învățat acolo. 8, capitolul 26, 40, convertirea, Filip și convertirea familiei etiopian. Andrei a avut o idee foarte frumoasă și sintetică, direcționat și redirecționat de Duhul Sfânt. Filip a fost direcționat de Duhul Sfânt și famenul a fost redirecționat de Duhul Sfânt. Vă amintiți, știți despre Filip și convertirea famenului etiopian. Dumnezeu lucrează extraordinar. Cred că e același Dumnezeu astăzi și în veci. Pe Filip spune că a luat Duhul Sfânt și l-a făcut rachetă. Și l-a trimis să ajungă carul. Duhul Sfânt te poate muta într-o când altul. Eu cred și acum că se poate întâmpla lucrul acesta. Dacă are nevoie și dacă e nevoie ca Dumnezeu să-și ducă lucrarea mai departe, te va duce, nu știu. Uneori te duce cu mașina, uneori te duce în penitenciar, uneori te duce într-o adunare, uneori chiar printr-o minune poate să facă lucrul acesta. Căci atunci când stăm sub călăuzirea Duhului Sfânt, suntem direcționați și unii redirecționați spre împărăția lui Dumnezeu, pe calea spre împărăția lui Dumnezeu. Filip evangelizează famenul etiopian și apare de fapt primul creștin dintre neamuri, care se duce și este convertit la creștinism, este botezat și istoria spune că a făcut o lucrare extraordinară de vestirea cuvântului lui Dumnezeu. Deja Dumnezeu deschide cumva orizonturi noi. În capitolul 9 avem convertirea lui Saul din Tars și ne amintim aici, sunt trei paragrafe frumoase,
9, de la 1 la 9, ideea este avem nevoie de un nou salvator. Pe urmă sunt următoarele paragrafe 10-22, convertirea la creștinism, studiul de caz, Saul din Tars, prima parte, convertirea la creștinism, Saul din Tars, a doua parte, de la 23 la 30. Și revin puțin, cred că capitolul, paragraful de la 1 la 9 din capitolul 9 este unul dintre cele mai cunoscute și mai frumoase paragrafe din Sfânta Scriptură. Horațiu, câte minute am depășit? Ok. E foarte cunoscut, e un paragraf foarte frumos. Apostolul Pavel, de cel de care ați auzit, Saul din Tars, plin de râvnă pentru iudaism și pentru legea părinților lui, a început să prigonească biserica într-un mod extraordinar. Din momentul acela în care a fost omorât Ștefan, de atunci a început prigonirea bisericii și Saul din Tars a fost unul din pionul principal și este drumul acela spre drumul apostolului Pavel spre Damasc, scuze, m-a scăpat, în care era cu scrisori, cu puterniciri să meargă, să lege creștini și îi se arată Domnul Iisus Hristos. Ideea era, avem nevoie de un nou salvator și am spus așa, fiecare om are nevoie de un moment de convertire. Și convertirea înseamnă prăbușirea la picioarele Mântuitorului și recunoașterea falimentului în care ești. Asta e convertirea. Te prăbușești la picioarele Mântuitorului și spui, Iisuse, am nevoie de tine. Am trăit viața mea până acum, dar vreau să o trăiesc pentru tine și împreună cu tine. Și apostolul Pavel, Saul din Tars înainte, a avut nevoie de momentul acela. Fiecare om are nevoie de un moment ca și acesta, conștient, să se întoarcă la Dumnezeu. Și pe urmă ne-a prezentat fratele Mihai în două studii succesive, cred că dacă nu trei, ideea aceasta, convertirea la creștinism, studiul de caz. Și era acolo ce se întâmplă înainte de convertire, ce se întâmplă în timpul convertirii, ce se întâmplă după convertire. Și ne amintim lucrurile prin care vin prigoane, vin încercări, vin totdeauna, vine testarea din partea celui rău, dacă vrei cu adevărat să rămâi pe calea lui Dumnezeu. Și partea a doua era ce se întâmplă după convertire, persecuție versus protecție, perseverență, respingere versus acceptare. Apostolul Pavel a trecut prin toate acestea, în convertirea nu e ușoară, să știți. Când se întoarce, cine s-a întors de curând la Dumnezeu, nu este un moment ușor. Mai ales dacă n-ai crescut într-o familie creștină, dacă n-ai crescut de mic pe calea lui Dumnezeu, dacă vă uitați la cei care s-au întors la Dumnezeu mai târziu, e greu, până li se așează lucrurile, cum ne spune aici sora, până înțelegi toate lucrurile, plus e atacul celui rău, care imediat a pierdut un suflet, nu o să stea departe de tine. Dimpotrivă, o să-și întețească și acțiunile. Și ce se întâmplă? Dumnezeu te protejează. Protecție, spune aici, persecuție versus protecție. Dumnezeu este cu tine. Dacă tu ești hotărât să mergi pe calea aceasta înainte, ai departe pe Duhul lui Dumnezeu, Dumnezeu și pe Duhul lui Dumnezeu. Și în ultima parte, din capitolul 9, vindecarea lui Ena și lui Tabita, ideea era biserica în expansiune, minuni. Biserica, în ciuda prigonirii pe care a avut-o Filip, a avut acolo, vă amintiți, de Simon Magul, care a venit și cumva, în ciuda succesului pe care l-a avut, a venit și a pus o amprentă și cumva l-a destabilizat. El a mers înainte, nimic nu l-a oprit. Pe adevăratul slujitor al lui Dumnezeu nu-l oprește prigoana și împotrivirile și lucrurile care nu merg bine. Și aici spune cuvântul lui Dumnezeu că biserica se răspândea, propășa și se făcea o minune extraordinară prin care oamenii erau uimiți. Și ne aducem aminte de vindecarea lui Enea și de învierea Tabitei făcute de apostolul Petru și eu cred că și astăzi sunt valabile aceste cuvinte pe care le-a spus Domnul Iisus. Lucruri mai mari decât mine veți face. Minuni mai mari decât mine. Apostolul Petru a făcut minuni mai mari, credeți-mă. Umbra lui trecea peste bolnavi și erau vindecați. N-am auzit la Domnul Iisus lucrul acesta. Eu cred că și astăzi sunt valabile aceste cuvinte. Duhul Sfânt poate și face și astăzi minuni
Atunci când propovăduirea Evangheliei este principalul scop și principala dorință noastră și face astăzi minuni Dumnezeu și Domnul Iisus Hristos și Duhul Sfânt împreună pentru propovăduirea Evangheliei și pentru răspândirea Cuvântului Dumnezeu. Sunt oameni care văd minuni, care aud vise, care aud voci, care se întorc la Dumnezeu. În continuare, prin călăuzirea Duhului Sfânt, suntem chemați să participăm și noi la răspândirea Evangheliei. Și Dumnezeu vrea să lucreze și cu noi, în ciuda prigoanelor, în ciuda lucrurilor care vin în viața noastră. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Slăviți fie Domnul! Chiar dacă mie nu s-au nimerit textele ca la Adi anul trecut, pentru că am participat puțin, sau mai bine zis, am lipsit cu desăvârșire, a fost o decizie care am luat-o, dar se pare că Dumnezeu a avut alt plan cu mine. Înainte să fiu invitat în o scurtă introducere, să fiu din nou printre studenți, aveam gândul ăsta. Și mi-a plăcut, mi-am ales să vorbesc despre aceste trei capitole în care am înțeles exact principiul ăsta că Dumnezeu lucrează la două capete, întotdeauna în planul Lui. Și o să vedem asta în capitolul 10, 11 și 12. Da, în capitolul 10, dacă mai țineți minte, e sutașul Corneliu sau convertirea lui și e un trei capitol dedicat acestei întâmplări în care pe de parte, Corneliu, un om văzut, un om de vază, un om foarte credincios, culmea un păgân, am spune, sau ar spune evreii, și se pare că acești sutași, acești parcă generali, sau ce erau, nu chiar generali, aveau ceva special și Domnul Iisus Hristos s-a întâlnit cu unul și a fost un exemplu pentru popor. Iată că avem și în fapt încă unul la fel de interesant și se spunea despre el că se ruga și făcea milă. Și m-am gândit, oare de unde a învățat omul ăsta lucrurile astea? Și atunci m-am gândit de importanța pe care Dumnezeu are, sau o aduce în viața unui om când îl plasează într-un loc. Ăsta era un angajat în Imperiul Roman, își lua un salariu bun și Dumnezeu sau prin jobul lui a ajuns în mijlocul poporului Israel, unde l-a început să vadă obiceiurile lui, a poporului să vadă Dumnezeu căreia să închină, să audă cuvântul despre Dumnezeu și cumva Dumnezeu a lucrat în inima lui, mă gândesc că așa a ajuns să înțeleagă pe Dumnezeu evreilor căruia îi se ruga, spune Evanghelia, și iată aici același principiu cum Dumnezeu parcă lucrează la două capete când are un plan cu cineva sau cu ceva. Odată în inima lui Corneliu, da? Prin faptul că l-a dus într-un loc în care a căzut sub incidența poporului Dumnezeu și a Dumnezeului acestea, și pe de altă parte a lui Petru, care urma să aducă această convertire cumva la final. Și mi-a plăcut principiul ăsta stând să citesc, citind capitolul ăsta, că Dumnezeu lucrează la două capete și ratarea noastră e să închidem ochii sau să întoarcem capul, chiar când trebuie să avem intersecția respectivă cu planul lui Dumnezeu. Și mă gândeam oare de câte ori noi am, prin micimea noastră sau prin devierea noastră sau prin direcționarea atenției noastre către lucrurile vieții astea, am ratat momentul ăla în care puteam să-l convertim pe Corneliu. Asta fiecare poate ar trebui să facem o analiză, să vedem de câte ori stând în nelucru sau stând în neatenție sau neavând planul lui Dumnezeu acesta în mintea noastră, în orice lucru care le facem, am ratat atâtea ocazii ca unii să audă cuvântul lui Dumnezeu și poate nu-l vom mai auzi niciodată și Doamne ferește să fie așa datorită neatenției noastre. Și tot în acest context al lui sutașul Corneliu, nu mai știu care a fost, că n-am avut nici PPT-urile, nici nimica din ce ați discutat voi, dar eu mă gândesc la ce am filtrat eu din întâmplarea asta. De multe ori noi, acum o predic, dar nu vă predic, vă spun gândul meu care cred, de multe ori noi zicem că vom sluji pe Dumnezeu mâine, poimine, când ne vom crește copiii, când vom termina școala și uităm că noi suntem în planul lui Dumnezeu deja și în lucrarea Lui și că momentul oportun e acum și trebuie doar să fim pregătiți, cum zice Evanghelia, să vestim cuvântul la timp și la timp, oricărui care... Noi nu-L cunoaștem pentru că nu știm cum lucrează Dumnezeu la celălalt capăt al firului. Noi zicem, păi aici ăștia cu siguranță ne ascultă și nu știm când o inimă e pregătită de Dumnezeu și noi trebuie să spunem. Și oare câți au pierdut ocazia să se pocăiască pentru că n-am făcut asta. Și mi-a plăcut de Corneliu că a fost un om care se ruga și făcea milă și aici o paranteză legată de milă și de rugăciune. Eu cred că sunt două lucruri care merg împreună. Milostenia și rugăciunea.
Rugăciunea arată că te încrezi și îl cunoști pe Dumnezeu și că îl iubești pe Dumnezeu, și mila arată că îi cunoști pe oameni, că îi iubești pe oameni. Astea sunt două care, cel puțin la înțelegerea mea și la practica vieții mele, cred că merg împreună. Și de obicei se întâmplă să putem, prin reducere la absurd, să deducem când cineva nu se roagă pentru altul, adică nu are nici milostenie față de el, față de aproapele, față de cei de lângă ei. Și nu neapărat să le dăm ceva, ci poate în felul în care noi să ne punem la dispoziția celui de lângă noi. Da, Corneliu și convertirea lui, asta e interesant, că Dumnezeu lucrează a două capete și am văzut că important cheia e că și Corneliu se ruga și Petru se ruga. Și uite cum Dumnezeu a adus o vedenie și în mintea unuia, sau în viața și în inima unuia, și în mintea celuilalt. Și cum i-a adus împreună și cum Dumnezeu lucrează dincolo de planul lui macro, la nivel personal, când are un plan și o misiune cu cineva, pentru cineva. Și interesant că poate într-o viață tu să ai, e prea puțin spus sau poate prea exagerat, să ai misiunea să convertești un singur om. Nu știu, poate Dumnezeu dă o misiune să îl întorci pe soțul tău sau pe prietenul tău cel mai bun. Și poate asta e toată misiunea ta. Ar fi poate prea, să nu cădem în extrema că e suficient sau că asta nu știm. Trebuie să avem o vedenie care să fie confirmată și de frați și de Dumnezeu cu tărie. Interesant, Corneliu, eu cred că aici am spus suficient. Urmează capitolul 11, unde după ce Sfântul Petru a făcut această lucrare de convertire, și interesant că ajungând în casa lui Corneliu, ca să vedeți un om de bine, el avea casa plină cu ce? Cu prieteni, cu oameni, cu toată lumea. Și acolo Petru a propovăduit cuvântul, dacă citiți, la sfârșitul capitolului 10, și mulți au fost botezați din prietenii lui Corneliu. Și poate asta e iar un mod în care noi putem să profităm de ocazii în care se adună prietenii noștri și noi îi vizităm, sau noi ne adunăm prietenii să le spunem despre Hristos. În capitolul 11 începe capitolul cu reacția iudeilor la lucrarea lui Petru, care ei se credeau poporul Dumnezeu, jet by jet, unica modalitate sau unica populație care îi sunt oamenii lui Dumnezeu, și probabil, cum spuneați careva aici, că au uitat de misiunea de a merge până la capătul pământului. A zis, noi aici, iudeii, noi trebuie să fim, numai noi. Și iudeii, cu gândirea asta poate moleșită, sau poate conservaționistă, au zis, ce ai făcut, omule, te-ai dus la străinii ăștia? Și interesant că tot așa Dumnezeu lămurește situația cum Petru spunându-le vedenia din partea cealaltă și situația și de fapt finalul întâlnirii și a poveștii astea în care mulți au fost botezați și au primit Duhul Sfânt. Și asta probabil au fost mărturii și iudeii, văzând lucrurile astea, s-au documentat și au zis că chiar așa este, s-au calmat și au zis, da, slăviți pe Domnul pentru asta. Și poate modalitatea de lucru al nostru e ca atunci când avem noi o vedenie a noastră și o vedem numai noi, e normal să vină cei care nu au vedenia să rămână reticenți, dar eu cred că cu timpul și cu darul nostru de a spune vedenia și celorlalți și viziunea, putem calma lucrurile și așa se pot toți așeza cum că dai de la Dumnezeu lucrarea respectivă care ți s-a dat ție. Și așa s-au calmat toți iudeii care au zis, noi suntem speciali, și se pare că noi erau speciali, și au zis frumos că dacă Dumnezeu le-a dat și lor cine a dat nouă, slăviți Domnul, înseamnă că toți au același dar și aceeași valoare în ochii lui Dumnezeu. Mai departe, în același capitol 11, Barnaba și Saul în Antiohia, unde încep de fapt să iasă tot mai mult propovăduirea și apostolii. Și aici este pentru prima dată când se pomenește, dacă țineți minte, numele de creștin, datul cincilor lui Hristos, în Antiohia. Așa că asta e un quiz care să-l ține minte. În Antiohia, pentru prima dată, s-au numit ucenicii lui Hristos creștini. Frumos că au început să facă același lucru care l-a făcut până acum. Doi, Barnaba și Saul. Mi-a plăcut despre Barnaba că spunea că e un om de bine, adică nu numai vorbi de bine, de bine. Adică căuta tot timpul să facă binele, nu să vadă binele, mai bine zis, în orice situație. Și în capitolul 12 se vorbește despre închiderea lui Petru de către marele Irod. Și interesant cum Dumnezeu iar lucrează la două capete și parcă prigonirea asta, de fapt, a fost planul Dumnezeu de a-i scoate pe creștini sau pe ucenicii din moleșala care a căzut pe ei, poate, și a zis că nu, că aici, numai aici, și a uitat că să meargă până în
Samaria în primul rând și Iudeea și apoi în toată lumea. Și se pare că cel mai bun stimulant și-a rămas dintotdeauna până atunci îi deadline-ul și constrângerea. Se zice că cel mai bun stimulant e să scrii ceva sau să faci lucrare sau să îndeplinești ceva, e deadline-ul. Zi că mâine trebuie să termini lucrarea și noaptea să o termini, chiar dacă nu ai făcut nimica până acum. Asta e una dintre adevăruri, dar nu-i de luat așa ca regulă, ci doar ca excepție. Și alta e constrângerea. Deci când ești în constrâns, e situația când noi ieșim din confort și facem lucruri să se întâmple. Și dacă ceva nu se întâmplă în zilele noastre pentru că suntem prea comozi sau trăim prea bine. Și constrângerea probabil fie din partea Domnului sau din partea celorlalți ar trebui să fie. Și noi ar trebui să ne constrângem unii pe alții într-un sens de a ne încuraja și de a ne presa unii pe alții să facem lucrarea lui Dumnezeu. Petru este scos din temniță și iarăși frumos cum zice că Dumnezeu îl călăuzește personal prin îngeri până îl iese afară și poate îl părăsește și ajunge la frații lui unde se bucură toți împreună și laudă pe Dumnezeu. Și mi-a plăcut ce a zis Adi legat de acei apostoli care atunci când au ieșit din temniță n-au zis: Doamne, îți mulțumim că am ieșit din temniță, ci au zis: cum să facem să propovăduim mai mult. Și cu asta închei, cu ideea asta acum, că noi suntem în planul lui Dumnezeu și când vedem viața noastră ca un planul lui Dumnezeu, nu ne mai gândim cum să facem să ne fie mai bine sau cum să facem să ocolim, să ne fie mai ușor, sau vom propovădui, sau vom face studii, sau vom face implicare când vom crește sau când vor crește copiii. Nu, noi suntem deja în planul lui Dumnezeu acum și aici și trebuie să fim doar pregătiți ca noi să ne intersectăm la momentul potrivit cu celălalt capăt, cu cealaltă pregătire a Dumnezeu care a făcut-o în cei din jurul nostru, că atunci când noi ajungem în locul respectiv se întâmple minunea convertirii. Și eu cred că acolo e secretul și gândul meu, să rămânem tot timpul pe fază, ca nu știm niciodată când, la timp sau la timp, zicând un mic cuvânt din partea lui Dumnezeu, cum zicea Horațiu, poate să întâmple ceva în inima celuilalt. Și la vremea potrivită Dumnezeu va vorbi. Mulțumesc Dumnezeu și pentru a răspunde și lui Dani pentru eficiență, că am ascultat mult și am rămas cu puțin. Poate provocarea e pentru a gândi împreună cum să ascultăm sau să facem mai puțin, să rămânem cu mult. Practic, chiar să avem poate o parte mai mare din studiu în care să discutăm, dincolo de principiile care le găsim, să discutăm care sunt aplicațiile și corespondentul vieții noastre reale și pe alea să discutăm efectiv ce să facem. Și poate, făcând echipe de 2 sau 3, să ne supraveghem între ghilimele sau să ne încurajăm, ar fi util. Dar asta rămâne să vedem. Slăviți Domnul! Slăviți să fie Domnul! Cum altfel putem să începem decât să nu terminăm la timp, nu? De fapt, n-am avut primul slide în care zicea la ce oră terminăm, așa că mergem mai departe. Capitolul 13... Așa cum scrie și aici jos, până la marginile pământului. Dar totuși suntem încă în biserica continuă să cucerească lumea, da? Așa am început atunci. Suntem încă cumva în ținutul Țării Sfinte, în zona de Samaria, spre Antiohia. Și atunci când am prezentat acest studiu, aveam două puncte, două tablouri, trimiși și călăuziți de Duhul Sfânt. Și am văzut atunci cum suntem trimiși de Duhul Sfânt, cum Dumnezeu și Duhul Sfânt lucrează, are nevoie de noi când vrem să începem o misiune, avem nevoie de confirmare din partea lui Dumnezeu în primul rând, din partea comunității în care noi facem parte și în cele din urmă să avem binecuvântarea acestora care ne dau acordul să pornim acea lucrare, acea misiune. Și drept urmare, Pavel și Barnaba încep această primă misiune, da? Prima călătorie misionară și pornesc spre Cipru, ajung în Seleucia, de acolo iau corabia și ajung în Cipru, în partea de est a Ciprului, de acolo merg pe jos și străbat toată insula până ajung în partea de vest, și anume în Pafos. Și odată ajuns aici, în Pafos, are această întâlnire cu acest vrăjitor Elima și am văzut atunci cum Dumnezeu, odată ce, de fapt, Duhul Sfânt ne-a trimis sau i-a trimis în misiune, continuă să îi călăuzească
da, în tot acest parcurs la Seleucia, de acolo se meargă în Salamina, de acolo ajungi pe jos la Pafos, Dumnezeu sau Duhul Sfânt, mai bine spus, i-a călăuzit și odată ce ajung în Pafos, așa cum am spus, Elima își face simțită prezența, împotrivirea celui rău este prezentă și acolo și am văzut atunci atitudinea pe care Pavel o are față de un împotrivitor, da? Îi spune, nu-l ia cu binișorul, nu-l ia cu frumosul, nu-i diplomat absolut deloc, dimpotrivă îi spune, ești plin de viclinie, de toată răutatea, fiul al diavolului, nu-ți permit să te comporți așa față de cuvântul lui Dumnezeu, față de lumina pe care vrem să o aducem în mijlocul acestor oameni și am văzut atunci atitudinea aceasta pe care Pavel o are față de Elima și totodată am văzut și atitudinea pe care o are față de dregător care dorea să primească cuvântul lui Dumnezeu și da, odată terminându-se aceste evenimente, Pavel și cu Barnaba își continuă misiunea, nu s-au lăsat intimidați de tot ceea ce au trăit până aici, se duc în Perga și Antiohia, în versetul 12, de fapt, din 13 începe următorul paragraf, Pavel și tovarășii lui au pornit cu corabia din Pafos și s-au dus la Perga, în Pamfilia, Ioan s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim. Ce vreau să spun este că Pavel continuă să meargă, continuă să își urmeze cursul misiunii pe care a stabilit-o și cred că a stabilit-o în cel mai mic detaliu. Ajung în Antiohia și încep să spună cuvântul lui Dumnezeu mai departe, intră în sinagogă și la finalul slujbei, cei de acolo îi spun, n-ai vrea să ne vorbești ceva din partea Domnului sau aveți un cuvânt pentru noi. Pavel prinde momentul potrivit și începe și le spune cum Dumnezeu a ridicat acest popor la rang de cinste în Egipt, cum din Egipt a trecut prin pustie, ajung în Canaan, odată ajuns acolo, se întâmplă ce se întâmplă, vine perioada de regi, după care ei zic, nu mai vrem regi, avem nevoie și noi de un împărat, avem nevoie de un conducător, așa cum au toate popoarele, și trece perioada de împărat și ajunge la Domnul Iisus Hristos, Mântuitorul. Și Pavel continuă predica lui, spunându-le felul cum s-a născut Domnul Iisus, felul cum a lucrat în mijlocul lor, minunile pe care le-a făcut, și nu se oprește aici, ci spune, a mers mai departe, în așa fel încât și-a dat viața pentru voi, pentru păcatele voastre, pentru păcatele noastre tuturor, ne-a oferit mântuirea, a murit pe cruce, s-a îngropat, după 3 zile, spune Pavel, a înviat, moartea nu l-a putut ține, și Dumnezeu, spune el, Domnul Iisus, de fapt, merge mai departe. Merge mai departe în așa fel încât se înalță la ceruri și ne pregătește un loc. Și acum, și-am văzut cum și Ștefan l-a văzut stând la dreapta Tatălui, da? Pavel le povestește tot acest parcurs și la finalul predicii, când toată lumea se mergeau spre casă, i-au spus, n-ai vrea să, de fapt, neamurile, spunea acolo, m-am uitat încă o dată și spunea, neamurile l-au rugat pe Pavel să vină și duminica viitoare să le mai vorbească. Și duminica viitoare, când a fost din nou întâlnire, a venit, spune cuvântul, aproape întreaga cetate. Și când iudeii au văzut lucrul acesta, au fost plini de pismă, plini de ură, au început să-l batjocorească, au început să facă scandal, creeze vâlvă în mijlocul lor împotriva lui Pavel sau lui Barnaba. Înțelegând lucrul acesta, ei s-au sculat și au plecat în Iconia, scuturându-și praful de pe picioare împotriva lor. Au ajuns în Iconia și de acolo ajung
în Listra și în Derbe. După ce ajung în Iconia, la fel, Pavel continuă să propovăduiască cuvântul lui Dumnezeu și la un moment dat se întâmplă că îl ajung prigănitorii lui din urmă, cei din Listra, din Derbe, de pe unde mai fost el pe acolo, și vin, îl prind pe Apostolul Pavel, îl scot afară din cetate, îl împroașcă cu pietre în așa fel încât îl lasă mort, aproape mort, sau atunci când am prezentat studiul, am spus că cel mai probabil, și comentatorii spun că a fost mort de-a binelea. Și în următoarea zi, când ucenicii și frații se apropie de Pavel și fac așa un cerc în jurul lui, Pavel se ridică, intră în cetate cu ei și în următoarea zi pleacă, se întoarce din nou pe drumul pe care el a ajuns acolo. Da? Se întoarce din nou și am văzut atunci ce înseamnă și povesteam atunci cum se încheie de fapt prima călătorie misionară și un principiu pe care l-am enunțat a fost: Evanghelia trebuie nu doar vestită, ci și consolidată. Nu-i suficient să treci pe undeva și să vorbești despre Iisus, despre Dumnezeu, despre mântuire. Este nevoie să mai treci din când în când și să consolidezi acea învățătură. Și așadar, Pavel se întoarce din nou prin toate cetățile prin care el a colindat și a mers în această primă călătorie misionară. Se întoarce din nou la Ierusalim, unde încheie cu un raport pe care îl a întocmit și pe care îl prezintă în fața fraților și, spunem atunci, istorisește cum a lucrat Dumnezeu prin tine cu alții. Este foarte important să spunem cum Dumnezeu a lucrat prin mine între colegii mei, între vecinii mei, în comunitatea din care vin și așa mai departe. Este foarte, foarte important să ținem aproape, așa cum se mai spune aici. Contează foarte mult să facem lucrurile gândite, lucrurile bine puse la punct. Și da, așa se încheie prima călătorie misionară, da? Cu de toate, cu convertiri spectaculoase, cu reacții de tot felul, și pozitive și negative. Și în ultimul capitol, ultimul verset din capitolul 14, spune: și-au rămas destul de multă vreme acolo cu ucenicii, da? S-au pregătit pentru ceea ce urmează, și anume capitolul 15, următoarea secțiune pe care, cu ajutorul Domnului, vom începe să o studiem, capitolul 15 până la 28, perioada aproximativ între anii 48-65 sau 67, undeva la 17-19 ani, cam așa, s-a întins toată această perioadă. Și avem patru mari secțiuni: Consiliul de la Ierusalim, capitolul 15 până la 15, versetul 35, după care a doua călătorie misionară a Apostolului Pavel, așa cum am spus, și-au rămas destul de multă vreme cu ucenicii, da? Am spus că stăteau acolo, și-au reîncărcat bateriile, au gândit, regândit o altă călătorie, probabil că stau și s-au gândit ce am făcut bine, ce n-am făcut bine, ce putem să facem mai bine sau ce să nu facem. Și din capitolul 15, versetul 36, până în capitolul 18, versetul 22, are loc cea de-a doua călătorie misionară. Din capitolul 18, versetul 23, până la capitolul 21, versetul 26, avem de-a face cu cea de-a treia călătorie misionară. Iar din fapte 21 la 28, până la finalul cărții, călătoria lui Pavel spre Roma. Așadar, cu ajutorul Domnului, aceasta ne propunem să facem, să începem cu capitolul 15 și cât vom reuși să parcurgem în următorul an, vom vedea firul și mesajul cărții: ci voi veți primi o putere când se va pogori Duhul Sfânt peste voi și veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria
și până la marginile pământului. Practic suntem aici la până la marginile pământului, prin puterea Duhului Sfânt, prin propovăduirea cuvântului, prigoană, împotriviri și biruințe din partea lui Dumnezeu și a Duhului Sfânt. Mulțumim, Domnul să ne ajute, să ne binecuvinteze în tot ceea ce ne propunem să facem. Amin.